se apropie cu pași repezi. La fel și proba costumului de baie, a pantalonilor scurți și a tenului fără machiaj, surprins de paparații la mare. Vedetele autohtone nu vor să apară la rubrica Așa nu a tabloidelor și se pregătesc din timp pentru a fi impecabile la plajă. Unele au început antrenamentele și tratamentele încă de anul trecut. Cum te pregătești de vară? Pentru vară fac niște pregătiri încă din iarnă. Îmi hidratez foarte bine tenul, am grijă de părul meu, mă interesează ce mănânc, mă interesează cât apă beau și așa mai departe. Dar pe lângă asta mă folosesc de tehnologie, evident, pentru că ar fi și păcat în zilele astea. Și uite, spre exemplu, acum am început să fac un tratament cu care se numește radiofrecvență tripolară facială. Este extraordinar de bun atunci când vorbim despre estomparea ridurilor sau prevenirea ridurilor. Atenție, eu cred foarte mult în prevenție și îmi place să intervin înainte ca lucrurile să avanseze, pentru că după aceea vorbim de alt deranj și alte costuri și alt stres. Mă pregătesc de un an înainte, de când se termină vara. Cu un an înainte fac sală, epilare definitivă, bineînțeles, tratamente corporale și faciale, dar în special cele corporale și în special zona abdomenului, unde am mai multe probleme, să zic așa. Anticelulitic faci? Nu fac, pentru că sunt o norocoasă din punctul ăsta de vedere și n-am celulită. Alte vedete au început de curând pregătirile pentru vară, având în vedere că recent au devenit mămici, iar corpul și tenul lor au trecut prin transformări. Păi încerc să fac și eu ce fac majoritatea femeilor, să mănânc mai puține dulciuri deocamdată. Merg în continuare la masajul cu bambus, pentru că în cazul meu a avut efect și am auzit că majoritatea femeilor sunt mulțumite de masajul ăsta. Și acum încerc să mai fac și altfel de masaje, alte lucruri pentru înfrumusețare, dar deocamdată sunt în stadiul de a vrea. Mai am puțin până ajung acolo, deși vara bate la ușă. My name is no, my sign is no, my number is no, you need to let it go. Cum te pregătești de vară? Păi, în primul rând, depilare definitivă, fără de care nu se poate vara, rejuvenare, hidratare și tot ce se poate. Ce apare pe parcurs? Încerc tot felul de aparate de astea nebune, pentru că stai seama, trebuie să scap de kilogramele astea multe în plus. Am scăpat de 15, mai am câteva și sunt tentată să încerc orice ca să ajung la rezultatul dorit. Există și vedete care cred că nimic nu te pregătește mai bine pentru vară decât orele petrecute în sala de fitness. De vară. Mai eu nu cred în ideea asta că doar atunci când se apropie vara trebuie să intri așa în trepidații, mamă, să nu mai mănânc, să mă duc la sală. Cred că trebuie constant să ai grijă. Încerc să merg la sală, bineînțeles, masaje foarte multe, combinat cu bambus, tratamente pentru față, epilare definitivă, foarte multe tratamente oricum. Față ce faci? Rejuvenare, hidratare? Hidratare mai mult, pentru că noi punem foarte mult make-up la evenimente, concerte și atunci e necesar ca fața noastră să arate într-un fel. Cea mai norocoasă categorie de vedete este cea care nu are nevoie nici de fitness, nici de tratamente corporale. Cu sportul nu prea sunt prietenă, dar dacă ar fi să zic ce fac, sincer, azi am mâncat fast food și ciocolată și mănânc ciocolată în fiecare zi și nu o să renunț chiar dacă vine vara la ciocolată și la dulciuri.